Iubiți frați și surori, din toată inima zic slăvit să fie Domnul. Eu sunt cicogan. În 1986, ianuarie, am ajuns în Chicago. Am avut de gând să mă mut de multe ori, să mă duc spre țările calde, dar încă n-am ajuns. Poate că în viitor, dar acum sunt bătrân. Dar poate în viitor, nu știu. Mă bucur, de când am venit la Chicago, am găsit frați, am găsit cercuri de rugăciuni, am găsit părtășii frățești, am întâlnit biserică, pe vremea aia erau 3 la South, 2 la Nord, când am venit erau 5. Și mulțumim Domnului că până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Să știți că numai puține crize de benzină am avut și am intrat în panică la noi la Chicago când s-a scumpit. Dar să știți, când se împuținează pecurile de rugăciune, e mai rău ca și gazolina de afară. Atunci parcăm toți pe dreapta. Și în seara aceasta am un cuvânt pentru rugăciunea care va urma după, bineînțeles, după ce fratele va vorbi și el câteva cuvinte. M-am gândit venind pe drum ce să spun. Și îmi este un verset foarte drag, să știți. Am cântat la ultima cântare în comun că nu ne lăsăm în noapte. Stăm până dimineața, dar e numai cântare. Numai cântare. Fratele Cristian spunea, stăm mai mult puțin, nici vorbă de dimineață. Dar noi am cântat, că stăm până la dimineață. Ok? Am să citesc un singur verset, versetul 5 din capitolul 6 de Deuteronom. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și am să vorbesc despre două feluri de dragoste. În lume se războaie, spunea Duhul Sfânt, venirea Domnului este aproape, e ură, divorțuri, îți bătăi, tribunalele sunt pline. Am fost de 5 ori luat la tribunal pentru jury. Și totdeauna am mers la judge și i-am spus, că îți dă voie să mergi acolo. Nu vroiam să fiu acolo. Dar te cheamă, trebuie să mergi. Și am spus, Domnule, eu am o credință. Dar ce credință ai? Toți m-au întrebat asta. Eu cred că dacă ăsta se pocăiește în culpatul, eu îl iert. Du-te acasă. Toți mi-au spus, toți 5 în ani, mi-au spus, du-te acasă, tu nu te potrivești cu noi. Dar, vedeți, revin din nou la cuvântul care îl am pe inimă. Sunt două feluri de dragoste, pentru că sunt doi împărați care ne iubesc foarte tare. Unul ne iubește mai tare ca ăsta l-alt, că a venit să moară pentru noi. Ăsta l-alt nu moare pentru noi, dar ne oferă o dragoste foarte faină. Primul a venit și a dat tot ce a avut în cer și a spus, eu te-am iubit, iubește-mă și tu pe mine. Nu-ți cer cât te-am iubit eu, dar măcar calcă pe urma pașilor mei, hai vino după mine. Ăsta l-alt are și el oferta lui și în viacul în care noi trăim acum, fraților, așa de mult fake este că nu știi care originalul. Mergi la store și cauți organic. Dar nu e organic. E numai firma organic. Nu e organic. Vii la adunare și cauți organic. Și nu e organic. Țin minte un frate din Bihor, mergeam la adunare pe vremuri, zeci de ani,
El avea un obicei și fratele Codreanu spunea în predicile lui despre acel om. Stăteai, te chema să predici și venea și el așa stăteai lângă el și te pipăia la genunchi așa. Acum dacă te pipi, zici că ești homosexual. Dar nu, el numai te căuta așa și zice, tu nu poți să predici. Îți spunea la ureche. Frate, dar am venit de la Timișoara, ne-am pregătit. Nu, nu, genunchii tăi nu-s bătătoriți deloc. Tu ești de la oraș. Tu nu știi ce înseamnă asta. Vedeți, organic, ce înseamnă? Am avut 3 seri de rugăciune. Nu e așa că e foarte greu. În seara asta suntem mulți. Au fost mulți și jos. Dar unde au fost ăștia care au venit numai seara asta? Unde au fost serile alea? Unde au fost pescarii? Unde au fost vânătorii? Unde au fost ăștia care numără bacnotele? Unde sunt ăștia? Ei vin numai să dea zeciuiala. Atât. Frațelor, Dumnezeul nostru e Dumnezeul dragostei și împărăția Lui e o împărăție a dragostei. Oamenii din împărăția Lui iubesc și în primul rând Dumnezeul nostru care a făcut cerurile și pământul are pretenția aceasta, are dorința aceasta de la noi să iubim pe Dumnezeu. 2. Să iubim pe frați. E mare lucru să iubești pe frați. 3. Să iubim pe oameni. Și un pachet al dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Numai 3 puncte ne-a cerut. Dar vedeți ce greu? Repetăm an de an și mergem 10 de ani la adunare și tot repetăm clasa. Nu trecem, nu trecem. Pe partea cealaltă, Dumnezeul lumii acesteia oferă și El dragostea Lui. Și uitați-vă ce oferă El. Iubirea de sine. Băi, ai grijă de tine. Iubirea de sine. Eu sunt cineva. Te rog frumos să nu mă jignești. Ori vin, ori nu vin, ăsta e locul meu, atât. El e cineva. 2. O iubire fățarnică și plină America de iubire fățarnică, să știți. Mergi la stor, te iubește foarte tare. Și îți dorește și have a nice day. Și să ai good time. După ce ți-o lua banii, bineînțeles. Și când ai intrat, te încojoară și zice, unde mă cunoaște ăsta? Zâmbește și-i bucuros. Vine să-ți prezint. Ce cauți? Costum? Îți arăt 3 costume imediat și te încearcă. Și te... Bă, îți arăți bine. Lasă că îl aranjăm ca pe tine. Nu-i nicio problemă. Și când ți-o luat banii, salut. Fraților, Dumnezeul lumii acesteia a oferit la mult și vii la adunare și spune pacea Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Și zâmbește și numai s-o întors la alt. Zice, bă, dar și ăsta vine la adunare acum. Ce-i cu ăsta aici? Vedeți ce înseamnă o iubire fățarnică? Și-s plini buzunarele la noi de iubire fățarnică. Avem account la banca lui. Și interesant, nu dă bancrapsie ăsta. Dă bancrapsie ălălalt. Că rămânem în urmă. În loc să iubim Scriptura, să iubim pe Dumnezeu, să iubim rugăciunea, să iubim sfințenia, mergem prin noroile lumii acestea și luăm spoieli, spoieli, nimic altceva. Poate credeți că dur, nu-s dur, vorbesc foarte practic, trăiesc asta. Al treilea lucru, împăratul ăsta iubește lumea, îți spune.
dragostea mea, dacă tu mă iubești pe mine, trebuie să iubești și lumea. Și aici cei mai mulți, fraților, cei mai mulți, mă uit acum, m-am uitat prin poze când am venit în America, când mergeam cu corul și cu fanfara la O'Hare și așteptam emigranți să vină. Mă uitam la ei, domnule, arăta pocăiți. Da. Acum nu. Du-te pe stradă și uită-te. Nu. E așa de mare asemănarea cu lumea, încât a năvălit puhoiul în adunările noastre. Și e foarte simplu, auziți ce rețetă dăm. Deci, eu un om lumesc, lasă. Dar de ce să-l las? Pentru că Dumnezeu l-a spune, iubește-l, rogă-te pentru el, încearcă să-l apuci, să-l tragi acolo. Dar nu mai este niciun chef. Dar cântăm, până dimineața te aștept. Până dimineața. Frații mei, ne păzim să nu dormim în adunare. Dar știți că și florile te pot ucide? Culcă-te între crini. Închide ușa, ia un buchet de crini, pune-l în dormitor și ai să vezi că mergi în cer. Floare! Nu trebuie să vină un păcat nu știu cum. Auzi, între crini. Știți ce nu te omoară? Roada. Roada nu te omoară. Dar florile te pot omorî. Și aici e secretul împăratului lumii acesteia. A înfrumusețat lumea. Uite ce dea flori. Și între flori murim. Între flori. Nu mori culcat pe o pâine. Dar lângă un câin poți să mori. N-am venit să vă mustru, eu vorbesc în dreptul meu, mă chinui, alerg, să-l iubesc pe fratele ăsta. Și ăla spune, nu, dar tu ești păstor, ce pleci. Nu merge. Eram la Missouri, cu corul de la noi. Voi știți că mulți au fost atunci, poate că mai este de la Ghețiman sau poate v-am mai spus întâmplarea asta. Și cu asta închei. Am stat la hotel și dimineața, Costică era atunci? Nu. Am stat la hotel și trebuia dimineața să fim unde fratele Purgaru, acum atunci era un alt frate, cred că Druhoră, dacă mai țin minte. Și am pus un frate să adune bani de la toate camerele care unde am stat fiecare. L-a pus pe fratele Liviu Chelaru. Și dimineața adunăm bani, ne-am urcat în bas, plecăm la biserică și când au adunat bani, un rum nu iese. Un rum n-a plătit. Și mai numărăm o dată. Și mai întrebăm pe toți. Toți spune, am plătit. Iar cina acolo. Și în mintea mea am zis, ascultați-mă bine, de ce l-am pus pe zgârie brânză asta să numere el banii? Băi, n-am înjurat. Nu l-am făcut nebun. Zgârie brânză, este o vorbă românească, voi nu știți asta. O vorbă așa, nefolositoare. Și stăm jumătate de ceas, întârziem la adunare și nu iasă accountul. Și îl întreb odată pe Liviu, bă Liviu, dar tu ai plătit camera ta? Băi, frate, bă, el a uitat să plătească camera lui. Și nu-i niște bani. În sfârșit, am ajuns la adunare. Și frații au spus, e cina, acum trebuie să ne ajut să slujim împreună. Și Dumnezeu îmi spune, tu nu poți să dai cina. Dar cum nu pot? L-ai făcut pe ăsta, i-ai spus zgârii brânză, tu
Tu știi omul ăsta ce necaz are? E părăsit de soție, muncește greu, un om orfan, i-a murit tata, mama mai trăiește, e un om amărât. Și tu ai vorbit așa. Nu poți să iei ceva. Stăteam la anvon cu frații și îi spun, Doamne, când se termină cina, am să mă duc să-mi cer iertare. Dar lasă-mă să mă duc înainte. Nu. Și spun la fratele păstor, auzi, cu toată dragostea, dar nu pot să te ajut. Păi, dar suntem păstori. Da, dar mi-era rușine să-i spun. Mi-era rușine să-i spun. Și mă frământam pe banc, plângeam. Și Domnul spune, uite ce, mergi acum la el în public și îți ceri iertare. Primul gând care mi-a venit, păi eu sunt păstor. Cum adică să mă duc în public? Ăștia nici nu mă cunosc la mizurii. Mă fac de râs în două părți acum. Auzi ce îmi spune? Ăsta la altul. Ăla spune, ridică-te, cere iertare și ești liber. A fost o mare bătălie în mine, să știți. Și îi spun la fratele, lasă-mă să fac ceva. Dar ce vrei să faci? Trebuie să mă aduc în cerere tare la un... Și el a zâmbit, fratele. A zâmbit. Dar el nu știa durerea mea și de ce plâng și de ce am... De ce mi-s necăjit. Și m-a ridicat în public și a mers la Liviu. Și i-a spus, dar fraților, am o problemă înainte de cine și trebuie să o rezolv. Și a spus, Liviu, ridică-te în picioare. Ți-am zis, în mintea mea, te-am făcut zgârii brânză. Te rog frumos, iartă-mă. Nu pot să dau cina, nu pot să fac nimic. Poți să mă ierți. Și eu zic, frate, băi, dar nu am nimic cu tine. Nu ne-au zis probleme, erau hotărâți să nu ia cina. Și-a început jumătate de oră un dute vino. Mergeau, se îmbrățișau, plângeau, cereau iertare. Ăsta este Dumnezeul nostru care spune să-L iubim și să facem ce-a făcut El. Ăla la El spune, nu, tu ești cineva? Nu. Păi dacă-s păstor, ce? Eu nu pot să cer iertare? Problema aia, în ziua aia, Dumnezeu mi-a dat o lecție ca niciodată. Și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să trec. Puteam să rămân acolo pentru totdeauna. La borna aceea. E mare lucru să iubești pe frați, să iubești pe oameni și să iubești pe Dumnezeu. Frații mei, nu zic să faceți ca mine, dar faceți ca și Iisus. Și dacă vom face ca El, odată vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. În curând, vine Domnul, să știți. Spunea prorocia, toate semnele de afară ne spun că vine Iisus, dar și cele dinăuntru ne spun că vine Iisus. Și într-o zi, cântând, rugându-ne, dormind, lucrând, sau fiind undeva pe ogoarele lumii acesteia, vom auzi o trompetă și vom pleca acasă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. M-am lipit de El. Îmi spunea un frate, zice, m-a rugat Domnului și i-a spus în rugăciune, eu n-am să pot să te iubesc așa de tare, dar am o rugăminte, era sudor de meserie, sudează-mă de tine. Auzi, dacă mă sudez, atunci nu mai am cum. Nu mai am nicio șansă. E mare lucru să fii sudat. Dar știți care e sudura? Avem multe și suduri în apă, și suduri la uscat, și fel de fel de suduri. Dar cea mai frumoasă este cu sângele Domnului Iisus.
auzi, când ești sudat în El, ești un binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, pe noi, cehoganii de aici, ăia de la Seatle, mă rog și pentru ei, Domnul, să-i binecuvinteze, dar pentru noi de aici, cehoganii de aici, Domnul să ne ajute, să nu rămână niciunul aici. Și în ziua veșniciei să plecăm toți, ridicând steagul frumos, le-am iubit pe Domnul, El m-a iubit pe mine, am călătorit cu El, am umblat cu El și în ziua aceea vreau să fiu cu El, a Lui să fie toată slava acum și în veci. Amin.